Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Eroii neamului sunt cei care au căzut pe fronturile din țară și din străinătate, iar de înălțare este momentul în care ei sunt comemorați. Cei trecuți în neființă sunt astfel omagiați și întreaga suflare a unei comunități se gândește la ei. Este timpul în care ne dăm seama că aceștia sunt cei ce au făcut posibile culorile tricolorului românesc și au luptat pentru ceea ce este azi România. La Petroșan, ceremonia a avut loc în cimitirul eroilor, recent renovat de membrii cultului eroilor. Este ziua eroilor, este ziua sfântă a înălțării Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri. E o dublă semnificație și oarecum unică semnificație, pentru că dacă noi astăzi putem să fim împreună aici, la Petroșan, și împreună aici, în această țară, se datorează, în primul rând, celor de lângă noi, celor care își dorm somnul de veci, în cimitirul eroilor sau în cimitirele eroilor din România și din străinătate, pentru că avem eroi români îngropați și în altă parte. Sacrificiul lor sau pe sacrificiul lor, practic, noi, generațiile care am urmat, ne-am construit un viitor și cred că este foarte important să comemorăm și să ne aducem aminte și să respectăm sacrificiul suprem pe care ei l-au făcut pentru țară. Nu ne cinstim ca națiune dacă ne uităm eroii și tocmai de aceea, an de an de ziua eroilor, la 40 de zile după Paști de înălțare, cei care au căzut pe frontul din Valea Jiului, știuți ori neștiuți, sunt comemorați de comunitatea locală. Cei care sunt îngropați în cimitirul din Petroșani, unde a avut loc ceremonia în ciuda ploii din acest an, sunt români, maghiari, nemți ori austrieci și toți au luptat cândva pe front. Ei au semnat un legământ și au jurat să apere țara. Ceremonialul dedicat eroilor s-a finalizat cu depunerea coroanelor de flori, iar la monumentul eroului necunoscut au depus omagii partidele politice, instituțiile statului și chiar elevii din Petroșani.